Isabel la telefon, bună seara! Bună seara! Cum i s-a părut meciul și dacă aveți ceva de comentat despre deciziile de arbitraj? Păi la 11 metri. În primul rând trebuie să ne uităm și puțin la Nedelcu. Că Nedelcu îl împinge pe Daua. De aia mișcarea aia. Îl împinge pe Daua? Păi da, îl împinge Nedelcu, dacă vedeți faza, Nedelcu bagă fundul și îl împinge pe Daua în timpul ăla când sare sus. Aha. Ia uitați. Să mai vedem faza, da. Să mai... A, că îl se întoarce cu spatele și îl... Ia uitați. Deci face mișcarea aia care... Uh-huh. Ia uitați. Uh-huh. Că el până la urmă îl împinge pe Daua. Dacă e să o luăm așa, dar eu sunt de părerea dumneavoastră. Bă, omul sare la cap sus, nici nu iau. El răsucește capul, nu vine cu capul în față. Deci, cu alte cuvinte, nu mai are voie omul să sare la cap. Uite, el se răsucește. Uite, îl răsucește deja, Nedel. Vezi? Uite, el sare la cap drept și Nedelcul răsucește, pune corpul și îl răsucește. Da. Îl face semn, deși... Deci nu e penalti. Eu zic că nu e penalti. Păi dacă el... Și așa, el nu dă cu capul în față. El dă cu capul în spate și îl lovește. Cum adică mișcare normală? Ce e mișcare normală? Păi dacă dau cu piciorul minge normal și după aia piciorul meu are o mișcare normală și lovește engleză pe adversar, înseamnă că e o mișcare normală, lovirea mingii normală. Uite. Bine, o să revenim la domnul Crăciunescu la un moment dat să ne povestească și despre acest aspect al fazei cu Nedelcu, care spuneți că îl jenează sau îl împinge sau nu știu ce îi face lui. Uite, dar îl răsucește, uite cum îl răsucește. Eu cred că el se răsucește, din ce văd, se cam răsucește din... Da, e adevărat că e un contact al lui Nedelcu acolo, este bine. Bun, dar până la offside, vi s-a părut offside? Ca să vă întreb și de cealaltă, cu liniile alea, noi n-am priceput nimic, dacă ați priceput dumneavoastră. Păi, dar dumneavoastră vorbiți de spațiu. Da. Și chiar și în plan, dacă este. Păi nu, asta spun și eu, că ar trebui să fie în plan diferent, dar nu mi se pare jumătate de metru. Dacă e în plan, ia împărțiți dumneavoastră 6 metri. Așa. Și împărțite alea 2 cm și să vedeți, luați câți centimetri are de la linia de fund până la 6 metri și n-are cum să fie, cum spuneți dumneavoastră, un metru sau jumătate. Jumătate de metru, am spus. Păi ia luați corpul unui fotbalist și vedeți care este... Nu iau corpul, eu iau linia, împărțiți linia aia. Nu, domn Becai, eu spun că dacă este în plan această diferență, adică acolo ceea ce vedem este ca în plan, ca și cum ar fi pe teren. Diferența între cele două linii e că toată banda aia cărămizie. Normal, e în plan. Pe asta spun și eu că e în plan, că altfel nu mai are nicio noimă, nu mai înțelege nimic. Dacă luați acea diferență față de lungimea unui corp uman, a unui fotbalist, care este 1,80 m, să zicem, 80. Dacă ar fi în spațiu, poți să consideri orice. Păi asta spun, nu e. Eu zic că e în plan, dar eu zic că e jumătate de metru pentru că o raportez la un fotbalist, la dimensiunea unui fotbalist. Deci... Dacă ei sunt normal că e în plan... Vi se pare că e jumătate de metru între cei doi? Vi se pare că e offside? Nu cred că e jumătate de metru, dar e distanță. Dacă s-au tras liniile așa... Da, nu știu cum s-au tras. Nu, dar vă rugați să-mi spuneți ce vedeți, nu și cum au tras ei. Nu comentez ce nu știu. Okay. Ce văd niște linii... Până la penalti și la toată asta, ați avut mai multe șanse de a face 2-0. Da, dacă Radu Slavescu nu-i fotbalist, ce să faci săracuți? Păi nici nu joacă prea mult, ca să știți dacă e. Poate gole, vreau să dea pasul, copa. Am avut iar. Dar eu nu sunt supărat deloc, pentru că asta a fost pentru mine un test. Adică Faru e o echipă care domină echipele adverse, care pasează. Nu le-am dat noi nicio șansă. Că am avut un ghinion pe final, da. Dar noi am dominat jocul, adică echipa dacă joacă așa, am 9 puncte avans. În jocul echipei nu mai am nicio emoție. Hmm. Și în situația în care Coman a jucat de bolnav... Și Olaru n-a jucat? Da. Și Olaru n-a jucat? Da. Și acum, da. Și Tavi Popescu și el
cu infiltrații la Glezn. Așa. Da. Deci, pe de altă parte, Luis Felipe l-a scos la pauză. Aveți, începeți să aveți în duel? Păi cred că, nu știu, dacă nu își revine, cred că m-am înșelat. Așa repede. Da. Păi repede, ce crezi că eu mă joc la fotbal? Îi dau milioane ca să mă joc foarte repede. În schimb, vezi, foarte repede spun așa, Baba e mai bun și decât Șut și decât Alexandru. Și chiar decât mai bun decât Olavu. Eu așa văd. Da. Ați născut bună dispoziție în studio, printre distinși invitați. Dar asta e bine. Da, păi, da, asta e, fiecare crede ce vede. Ce da, bineînțeles. Fiecare bineînțeles. Are părerea lui. Eu am cu opinie suntem datori toți. Fiecare are opinia lui. Da. Bun, deci nu sunteți îngrijorați, lucrurile merg bine. A pierdut toate mingile, le-a pierdut. El crede că aici e la distracție. Cine, ăsta? Baba Al-Hassan? Nu ăsta, Felipe. El se distrează, crede că e la distracție. Băi, ce la fotbal, băi, ți ia mingea, ți-o fură, mă, ce faci, te distrezi de azi, numai printre picioare. Cred că m-am înșelat, nu știu, dar Dumnezeu să-și revină, dar nu deci, mi-a dat bun. Cu sepsii, înțeleg că Miculescu atunci. Poftim? Cu sepsii, trag concluzia că Miculescu va fi titular. Păi să vedem, nu știu, poate îi mai dăm o șansă, mai vedem, nu știu, nu renunț așa repede. Ok. Dar dacă renunț, la revedere. Și mai aveți problema jucătorului sub 21 de ani, când revine Florinel și dacă posturile din față sunt ocupate, Octavian Popescu nu e? Păi dar nu, Octavian Popescu este. Bă, mai avem și pe Pandele, mai avem și pe Panta, nu-i problemă. Am înțeles. Nu avem niciun emoționat. Am înțeles. Mulțumesc pentru intervenție. O seară bună.